Am cerut misiunii României la Bruxelles să primesc o evaluare privind Constituția Ungară din perspectiva constituționaliștilor noștri. Mi s-a spus că nu au așa ceva. Pot să vă spun că au numără 12 pagini, dar probabil din motive de interese politice pentru că ar da rău la coaliție, au refuzat să prezinte unui europarlamentar un document care era primar în activitatea acestui în Parlamentul European. Acest lucru nu este însă singular. Împreună cu un grup de colegi, îngrijorați de prevederi care păreau evident nedemocratice, am primit de la Ministerul de Externe a unei țări membre a Uniunii Europene, într-o jumătate de oră, o evaluare ireproșabilă profesional privind Constituția Ungariei. Dar acel guvern era al României, al țării mele. Mai mult decât atât, am primit textul Constituției Ungariei în engleză în 10 minute de la fostul ministru de externe al Ungariei, europarlamentar. Și am primit varianta textului de opinie al Comisiei de la Veneția de la un alt coleg europarlamentar și vă informez pe această cale că l-am remis autorităților române competente cu speranța că vor reacționa în vreun fel. Ei bine, n-au făcut-o. Am avut surpriza plăcută ca alaltăieri să primesc textul opiniei Comisiei de la Veneția din partea unui alt europarlamentar ungar. Și atunci vă întreb pe dumneavoastră cum mă întreb și pe mine, fără speranța de a obține un rezultat, un răspuns. Cum e posibil ca o chestiune de o asemenea importanță și de asemenea seriozitate să fie tratată cu tăcere, lașitate, complicitate sau trădare de către președintele României, primul ministru al României, ministrul de externe al României, în condițiile în care ei au avut permanent toată informația și nu au scos decât fraze ușor scheunate pentru simplul motiv că domnul Laszlo Tökes și prietenii lor din coaliție s-ar putea supăra. Și s-a produs momentul de ieri care vine să confirme explicit îngrijorările Comisiei de la Veneția. Reacția vicepremierului ungar vis-a-vis de ipoteza reorganizării administrative din România. Dragi prieteni, fără a fi vreo clipă tentat de a utiliza un limbaj dur la adresa minorității ungare din România, la adresa autorităților din Ungaria, eu am o primă și mare problemă cu președintele și guvernul țării mele. Ei sunt obligați prin Constituție, prin legea internă și prin jurământul pe care l-au prestat pe Biblie că vor apăra Constituția și legile, să o și fac, măcar din când în când, sau măcar pe lucruri fundamentale. În opinia PSD-ului și a mea, Constituția nu poate fi negociată în niciun fel și cu nimeni. Punct. Ori constatăm că acest guvern se angajează într-o atitudine, în cel mai fericit caz, complice, în cel mai grav caz, nu ezit să o numesc trădătoare. De ce? Constituția României este explicită în ce privește caracterul național și unitar al statului român. Legea internațională spune clar care sunt drepturile acceptate privitor la minorități și Comisia de la Veneția specifică în primul rând păstrarea identității lingvistice și culturale a acestora, iar drepturile colective sunt nerecunoscute. Are not envisaged. Nu sunt avizajate, nu sunt avute în vedere. Cu toate acestea, tacit, lucrurile respective se întâmplă în România. Și este bine, și cer oficial în numele PSD-ului, ca în sfârșit președintele, primul ministru și ministrul afacerilor externe, să aibă o poziție constituțională, clară și explicită în această materie. De ce este atât de periculos acest context? Pentru că, pe de o parte, criza economică și socială. Pe de altă parte, radicalismul acțiunii domnului Tökes și altor lideri din UDMR. Vezi episodul ținutului secuiesc la Bruxelles. Vă mai spun un lucru pe care îl bănuiți.
Ministerul de Externe avea cu două săptămâni înainte informație completă privitor la această acțiune, detaliată, și nu a reacționat. De ce? Din același motiv, șantajul din coaliție. Dar vă reamintesc, parteneriatul istoric între România și Ungaria, cum a fost el denumit în timpul la semnarea de către Adrian Năstase și Peter Medie și premierul Ungariei de atunci, parteneriatul istoric pentru secolul 21, a fost opera lucidității și acțiunii vizionare a unor politicieni responsabili de la București și Budapesta. Oameni care nici o clipă n-au comis, n-au produs acțiuni care să fie să producă îngrijorare, preocupare de cealaltă parte. Și-au controlat limbajul, și-au controlat nervii și și-au controlat acțiunile. Ceea ce nu este cazul astăzi. Parteneriatul istoric român-ungar este un factor esențial pentru stabilitatea Europei Centrale și de Est. Este fundamental ca acest parteneriat să fie apărat și promovat, inclusiv prin comportamentul responsabil al guvernanților de la București și de la Budapesta. Aici este îngrijorarea mea. Și închei cu un factor personal. În 95, probabil, am negociat cu Partidul Socialist din Ungaria, atunci eram secretar internațional al Partidului Democrat, un acord de cooperare și parteneriat. Nu era mare lucru, dar în vremea aceea atmosfera era veninată, ne-ar fi linșat aici PRM-ul, Ciurcu, la Budapesta, și am convenit 2 ani de zile acest document să fie păstrat secret. Ne-am ținut de conținutul lui și 2 ani de zile acest document a fost păstrat secret. Domnul Traian Băsescu ar putea să-l găsească în arhiva Partidului Democrat, dar nu-l interesează treaba asta. Apoi, Partidul Social Democrat și Partidul Socialist din Ungaria au negociat 2 ani de zile un parteneriat strategic, care este mai mare în conținutul și prevederile sale decât tratatul de bază dintre România și Ungaria. Am amânat semnarea lui împreună, prin consultări la câteva luni de zile, partea română și partea ungară, până s-a semnat la Satu Mare, la Congresul UDMR, în prezența lui Laszlo Kovács și era președintele Partidului Socialist și a lui Adrian Năstase, tocmai pentru că erau momente electorale într-o țară sau alta, erau momente care puteau fi exploatate naționalist. Și am convenit, pentru interesul fundamental al relației româno-maghiare, româno-ungare, scuzați-mă, trebuie să ne păstrăm această acțiune atunci când avem sprijinul public. Ori astăzi, și acum vă promit chiar am încheiat, astăzi avem acțiuni radicale, considerate în Parlamentul European ca naționaliste extremiste din partea guvernului de la Budapesta, avem acțiuni de aceeași natură ale unor lideri ai UDMR, care nu sunt măcar verbal respinse, nu sunt verbal sancționate de către cei care legal sunt apărătorii Constituției și legii din țara mea, și avem în egală măsură tăcerea, lașitatea, complicitatea, trădarea PDL-ului și comportamentul pe aceiași parametri ai președintelui Traian Băsescu, premierului Boc și ministrului Bacovski. Și de aici îngrijorarea mea și a europenilor. N-avem voie să facem gesturi care să pericliteze această relație fundamentală. Sunt la dispoziția dumneavoastră și îmi cer încă o dată scuze. Vă rog însă să parcurgeți acest document, nu pentru că el ar fi o operă fundamentală, dar să vedeți ce spune legea internațională și ce spune singura instituție chemată să interpreteze legea în Europa, și ce fac sau ce nu fac guvernanții țării dumneavoastră și a mea. Ascultă. Să ne explicați chestiunea cu șantajul din coaliția UDMR. De această dată, cu dezbaterea reorganizării, cei de la UDMR nu au mai insistat pe autonomia ținutului secuiesc, ci pe reorganizarea celor 3 județe într-o anumită formă. Pentru că ar putea conduce la același rezultat. Doar că, prieteni... Aceeași autonomie ca celelalte județe. Aici vorbim de lucruri diferite. Județele sunt ceea ce istoric și constituțional există astăzi. Ceea ce propune domnul Traian Băsescu, aceste așa zise super județe, reprezintă interpretarea din perspectiva unor personaje care sunt de-a dreptul analfabete din
perspectiva înțelesului politicii regionale a Uniunii Europene. Confunde reforma administrativă cu reforma regională. Cele două lucruri sunt complet diferite, fundamental diferite. Ori, reorganizarea administrativă pe care o are în vedere domnul Băsescu și PDL-ul ar crea condițiile care, ca cele trei județe să fie împreună și să-și realizeze astfel aspirații autonomiste ale secuimii. Ceea ce din punctul de vedere al Constituției României, dar și din punctul de vedere al legii internaționale, al Convenției Cadru privind drepturile minorităților și al interpretării Comisiei de la Veneția, este inacceptabil. Iar Constituția României, repet, nu poate fi negociată. Șantajul este simplu. Dacă pleacă UDMR-ul, se dărâmă șandramaua. Și atunci... Există o rezoluție a Consiliului Europei care stipulează faptul că în momentul unor reorganizări administrative, nu trebuie trasate granițe teritoriale, administrative, în mijlocul unor comunități. Ele trebuind să fie compacte. Domnule jurnalist, de data aceasta eu mă refer la ceea ce în drepturile internaționale se cheamă binding rules. Reguli obligatorii. Rezoluțiile nu sunt obligatorii. Mă refer la Convenția Cadru a Consiliului Europei privind minoritățile, mă refer la legile internaționale și la interpretarea acestor legi internaționale. Aceste lucruri sunt, evident, obligatorii pentru toate statele membre, România este parte la ele și trebuie să le accepte. Reorganizarea administrativă a unui stat, în mod evident, este atributul suveran al acelui stat și atributele suverane ale unui stat nu se negociază. Dar, pe de altă parte, reorganizarea propusă de domnul Traian Băsescu este o șmecherie care nu are de-a face cu scopurile declarate ameliorarea capacității de absorpție. Pentru cunoscători și necunoscători, în sinteză, o regiune de dezvoltare din perspectiva filozofiei europene trebuie să facă 1. Coordonarea intraregională între județe, comune, orașe, coordonarea interregională între cele 8 regiuni de dezvoltare, capacitatea de a elabora și implementa proiecte de anvergură, proiecte strategice și 4. Capacitate de decizie în implementarea acestor proiecte, respectiv capacitate de finanțare. Ei trebuie să, acest nivel regional trebuie să aibă o capacitate de cofinanțare din cofinanțare internă și de finanțare de la nivelul european. Ori asta înseamnă modificarea instituțiilor, a autorităților de management, schimbarea legislației, dar ceea ce domnul Traian Băsescu fie nu știe, fie se face că nu pricepe, și domnul Boc cu atât mai mult, orice modificare a structurilor regionale, așa cum au fost ele convenite cu Comisia Europeană, presupune întâi, numărul 1, un studiu de fezabilitate care conceptual trebuie acceptat de Uniunea Europeană, ori UDMR-ului pe regionalizarea lor cu 16 regiuni, Comisia Europeană i-a spus explicit NEM,